După ce am tot prezentat mașini comune, a venit timpul să prezentăm și o mașină ceva mai rară. Bine, e și un model mai nou și mai rar întâlnit la noi pe stradă. Suntem aici cu Cosmin, cu proprietarul. Salut! Salut! Zile și nou câteva cuvinte despre mașina asta. În primă fază, ce model e, ce motorizare este, are? Este un, este un seria 5G30 LCI, facelift, 520DX drive, motorul 2.0 190 de cai, are un boost de 11 cai de la un sistem mild hybrid. Deci și hibrid oarecum. Oarecum hibrid. Dar la 3.0 te-ar fi ajutat mai mult pentru taxe și impozite. Da. Bun, asta e cheia pentru cei interesați, având în vedere că e și împachet aici și inscripția asta aici. Hai să vedem mai din apropiere, pentru că ai farurile astea care sunt laser. Avem aici BMW laser. Deci, dacă tu încui, de fapt, dacă o descui, să vedem exact cam astea sunt lumine de zi, cum ar veni, nu? De primire. Da. Și pentru închidere ai și rabatare oglinzi. Bun. Ce mașini și ce opțiuni ai mai avut înainte să îți alegi mașina asta? Înainte de mașina asta am considerat să-mi iau un seria 3G30 configurat de mine. Așa? Nou. Nou. Îmi făcusem o configurație proprie la reprezentanță în București. Am făcut o reducere de 18%, dar era problema cu livrarea. Mi-l aducea tocmai, făceam comanda undeva în iulie anul trecut și mi-l aducea de-abia în martie anul acesta. Deci așteptai aproape un an de zile pentru o mașină nouă, ceea ce e mult. Da. Iar pe asta cum ai luat-o, la ce kilometri ai luat-o și dacă poți să ne spui cam cât a costat? Am cumpărat-o de la Automobile Bavaria din București. Uh-huh. Trebuia să-l aducă lor peste ochi, să o pună la vânzare. Am găsit-o prin programul Premium Selection. Așa. Și am mai avut opțiune înainte, un seria 3G20 plug-in hibrid și am ales-o pe asta dintre cele două. 330EU. Da, 330EU, tracțiune spate. Deci tu așa ca și configurație, ai impact, ai faruri laser, ai trapă, keyless entry, îmi dă și cheia digitală. Ok. În partea din spate, uite, e destul de interesant așa ca model. Bine, sunt rare, deci ai zis că e 2020. Da. Și ai luat-o la câți kilometri? 14.000. Deci la 14.000 de kilometri ai cheile-ul ăsta care odată ce te depărtezi. Mă rog, stopurile oricum sunt superbe. Ce mașină ai avut înainte de asta? Un F30, 325D, cu 218 cai putere. Foarte rară ca motorizarea aia. Ce probleme ai avut cu 325-ul ăla? Niciuna. L-am vândut, l-a fost sub proprietar. Da, deci s-a îndrăgostit el iar de ea. Da. Hai să te întrec ca la mașinile astea. Noi te-am întrebat și off-camera, tu ai evacuările reale în ambele părți. Ai și difuzorul ăsta care arată bine la ea. Ai camera spate care e aici. Și nu avem numerele din motive de siguranță, pentru că m-am gândit că poate, na, cineva la un moment dat poate vrea să-ți facă vreo bucurie și n-are rost. N-are rost să te întreb de AdBlue, că bănuiesc că ai. Da, am AdBlue. Nu te deranjează sunetul ăsta la deschidere mereu? Nu. Te-ai obișnuit cu el? Da. Ai făcut până acum vreun full de AdBlue, să zic așa, ai împrumutat rezervorul? Nu, cred că ajung la... De când l-am luat, ce am avut de când l-am luat. Pe la 15-20.000, câți kilometri are mașina acum? Acum are undeva 16.000 de kilometri. Ai pe aplicație sau... A. Da, am aplicația BMW. Și probabil îți arată autonomie și toate cele. Da, tot. Având în vedere că e mașină 2020 și că ai plătit și tu ceva pe ea, măcar avem deschiderea asta de portbagaj. Da, am și chestia cu piciorul. Ei, aia da, e un lucru pe care, uite, de exemplu, eu nu am. Am 16.555 de kilometri. Poți să ne arăți așa pe aplicație ce ți arată acolo? Deci îți arată... 520, serie de șasiuri, rulaj. Ce mai pot să mai fac din aplicație? Câți kilometri mai ai range? Da. Că ai, mă rog, uite, îți arată și ce erori ai, că ai la lichidurile, parbriz, da, că nivelul este scăzut. Bun, deci cam asta se vede de la volanul seria 5 din 2020. Zim cu asta de pe volan. Cred că ai asistența asta la... Este pentru pilot automat. Lane assist-ul, cum ar veni, ar trebui să fie asta. Practic îți ține volanul în funcție de marcaje. Da. Limitator de viteză, ăsta e distronicul. Da. Bine, la o mașină 2020 să fii fără distronic sau fără asta e cam multe... Mașina este dotată cu driving system profesional. Este un pilot mai avansat de conducere autonomă. Deci are un nivel de autonomie... Da. Peste medie, să zic așa, da, față de altele. Medie. Pe autostradă face și depășiri singure. Când au semnalizarea, trece singură de pe banda 1 pe banda 2, da. Bun. Deci aici ăsta este digital față de modele anterioare. Ai încălzire, ventilație. Deci bănuiesc că dacă le faci așa, îți arată treptele. Poți să le faci amândouă în același timp? Da. Bun.
Doar că nu știu ce ți iese ulterior dacă se nu știu ce iese dacă sunt folosite amândouă în același timp. Mă rog, sunt setările pentru climă, bănuiesc că navigația mai mică nu cred că poți să pui. Nu, navigația deci are 12 inci. E standard, este un să pic... zic așa. Vara, vine o navigație mai mică și cu ceasuri digitale aici. Sunt alea standardul cum ar veni? Analogice. Analogice și astea tale sunt digitale cum ar veni vârful de gamă la ele. Vârful de gamă. Și cu o navigație mai mică când de ceasurile analogice. Bun, da, și navigația aceasta are 12 inci și să menționez că este mai mare decât ce pune seria 7 pe seria 7 acum. Da, și asta e cum ar veni meniul principal la ea. Da, iDrive. iDrive 7. Cred că e ultimul care se pune și pe modelele 2021. Acum, într-un fel, e penultimul, că se mai pune un nou iDrive pe modelele X și I4. Uite și aici la car, dacă poți să-mi umbli tu direct din meniul de acolo, ce poți să vezi mai exact aici? Vehicle status, AdBlue-ul, l-am 60%. 9 litri servisul când ar trebui schimbat ce a fost că 9000 de kilometri, lichidul de frână în luna 9 a 2023, inspecția vehiculului în luna 2023. 10 a 2023. Și asta e în fel de verificare, mă rog, ideea e că astea sunt setate mai mult pentru în afară, nu neapărat să se respecte și la noi în țară. Aici am zice că trebuie să mai adaug niște lichide parbriz. Ce nasol la asta, că și la mine la fel, e faptul că rămân foarte multe urme pe navigație. De degete. Da. A ta e cu touch? Da, este și cu touch. A mea, din fericire, e fără touch. Și că la mine cine se urcă mașina, știi cum vine așa, direct cu degetul. Asta e cu touch, asta e cu touch. Și e destul de deranjant. Dar, bine, Android Auto, Apple CarPlay, cred că deja le ai. Adică nu mai e vorba de ele direct și tot așa, Waze-ul și toate cele le ai. Da. Uite aici, că vorbim de butoane. Ăștia senzori de parcare. Da, pentru ce îți lipsește aici mai exact? Camerele 360. Așa. Și cam atâta. Tu oricum dotările importante le ai, cum ar fi trapa, farurile laser, ceasurile digitale, ventilația. Am o funcție care se numește Reversing Assistant. Când e cu spatele? Da, care memorează ultimii 50 de metri și merge singură cu spatele. Da, știi ce îmi place la BMW față de Mercedes? Au niște chestii pe care Mercedes nu le au, dar la Mercedes, nu știu, cine le cumpără pentru eleganță, pentru alte cele. De exemplu, tu ai gesture-ul, cred că ai gesture nu control. Nu l-am dotare. Dar ca idee poți să ți-l pui. La Mercedes, mă rog, e discutabilă chestia asta și de-aia de multe ori lumea se împarte între astea două mărci. Nu. Astea la fel sunt foarte pretențioase. Nu. Deci pianul ăsta, dacă o să-l zgârii, e destul de greu cu el. Cred că pe aici unele au încărcare wireless. Am și încărcare wireless. Da, uite, ai acolo. Spațiile de depozitare, asta bănesc e scrumiera. E scrumiera, a venit cu pachetul de fumător mașina. Dar așa aici mi se pare că l-ai pe alea de siguranță. Este siguranță. Deci aici ce sisteme e mai exact, dacă se merită așa pe scurt? Ar mai fi coliziune frontală, avertizment. Și înțeleg testul cât de rapid să fie sau nu. Early, medium, late. Cel mai bine e să ții pe early, să aibă cât mai rapid. Coliziune laterală. Lane departure warning e pentru lane assist, cum ar veni. Intervenție la volan. Ca o limită ar fi 70 la oră acolo. Ai să te atenționeze după 20 la oră. La fel să-ți intervină. Știi că sistemele astea în general crezi că te salvează sau crezi că te încurcă mai mult? Dacă l-ai pornit, te salvează. Dar depinde cât de repede reacționează el. Da, și depinde și ce viteză ai. Și depinde și de reacția pe care o ai tu, dacă o ai mai rapidă sau mai lentă. Giveaway warning este, mă rog, zice că nu e disponibil la noi în țară. Da. Dar astea practic sunt butoanele. Deci ce ai acolo, că mulți mi-a trimis cineva că și-a cumpărat un G30 și mă întreabă unde sunt butoanele că nu mai sunt în stânga. Astea sunt butoanele de lângă... De exemplu, pe facelift nu mai există butonul de start stop. A, de start stop, adică sistemul start-stop, în sine. Sistemul start stop. Nu, că nu mai pornești, că unele l-au pus altfel sau modificatoare, cum știi. Da, oricum e un sistem pe și practic nu se mai oprește la semafor? Ba da, decât că chiar dacă l-ai pe confort, n-ai cum să dezactivezi start-stop-ul. Da, adică n-ai încotro. Da, m-am învățat cel de la reprezentanță, că dacă vreau să opresc start-stop-ul, să dau un sport. Și să-l configurezi. Și să-l configurez. Eu, de exemplu, un sport individual am toate setările pe confort. Mm-hmm. Doar ca să nu mai intre start-stop-ul. Zi-mi și mie, la mașina asta... În kilometriul pe care ai mers cu ea, cel mai mare avantaj și cel mai mare dezavantaj, că trebuie să-l aibă, că bănuiesc că ai avut timp să descoperi oarecum, uite, are 16.612 km. Nu știu, dacă ar fi să vrei să o vinzi mâine, ce ai zice că e cel mai mare avantaj la ea? Avantaj, nu consumă așa mult la drum lung. Întreba românului cât consumă, uite, este așa că...
pe oraș la felul cum merg eu cu ea, undeva la un 10%. Nu e mult. Bine că văd că ai mai multe informații aici. Dar 10,1. 10,1, da, uite. Dar au fost momente în care l-am dus și la 12-13%. Ah, dacă mergi foarte frumos, da. Și la drum lung eu zic că ți-au un 6%. Da, am făcut un drum acum câteva zile la București și mi-a consumat foarte puțin. E o mașină aerodinamică și motorul te ajută, atât dacă mai X-Drive, probabil dacă era strict spate, era și mai fun to drive și consuma și mai puțin. Bun, dacă ar fi să dai seria 5 ăsta, având în vedere care kilometri puțin, că e 9, care dotări, cu ce ai înlocui eu? Cu un seria 7. Deci ai rămâne tot pe BMW, altceva în afară de BMW ai mai avut? Ca și mașină? Am considerat să-mi iau nou C-Class. Așa, și ce te-a oprit să iei nou C-Class? S-a vândut. A, nu că n-ai vrut tu să-l iei. Da, dar știi că la C-Class n-aveai spațiul ăsta, n-aveai ținuta de drum ca la mașina asta, n-aveai confortul din mașina asta, doar că o aveai nouă, după asta l-a luat la 14.000 de kilometri, ai zis? Da, la 14.000 de kilometri. Deci totuși de la 14.000, bine, sincer să fiu și eu aș lua la 14.000 de kilometri dacă ar fi, adică nu m-ar deranja rulajul ăsta care oricum e mic. Da. De singura mașină pentru care ai renunțat la ea ar fi șoptarul, altceva nu. Da. Bine, știi că ele sunt cam comune ca mașina interior și la asta nu o să vezi mari diferențe. Da. Și dacă e să-mi spui cel mai mare dezavantaj la ea, având în vedere că totuși o mașină completă și dotări și confort și design. Cel mai mare dezavantaj? Trebuie să fie ceva care te deranjează la ea în timpul ăsta de când o rulezi tu. Un lucru care nu-mi place că n-are încălzire auxiliară. Nici eu n-am la mea. Da, da, într-adevăr, te uiți pe pielea aia îngheți. Da. Și vara o să transpiri foarte, foarte mult. Am ventilația auxiliară pentru vara, să se răcească. A, ăla e un lucru bun. Intri și tu ca tot omul, na, e altceva. Îi dau drumul din aplicație. Deci dacă ar fi singura mașină care te-ar satisface mai mult decât asta, e șeptarul, că oricum te-ai simțit cam ca în asta, doar cu mai mult confort și mai mult spațiu. Da, și dacă m-aș lua șeptar, m-aș lua varianta scurtă, nu lungă. Da, eu pe toți care știu care vor seria 7 vor lung sau S-ul la fel, vor lung. Nu. Bine, tu probabil vrei să mergi tu cu el și nu prea te avantajează oricum dacă ar fi. Bun, ai canal de YouTube, dacă e să lase cineva comentarii și acolo să le răspunzi sau vrei să lase Instagram-ul, Facebook-ul? Instagram-ul. Așa. Bine, o să le las eu toate detaliile acolo și dacă e să facem și un test drive, o să vedem acolo mai multe detalii despre ea. Cosmin, îți mulțumim pentru mașină, că oricum e mașină rară și nici n-am prins să prezint sincer și să vedem dacă mai e seria 5-ul ce era. Ai avut seria 5 până acum înainte, gen F10 sau ceva? F30 am avut înainte. Și vrei să urci ierarhic seria 3, seria 5, seria 7. Da. La seria 7 te oprești, ți-ai seria 8 când o fi și aia e. Sau mă gândeam dacă peste câțiva ani se reîntoarce seria 6 original cum era, să trec pe seria 6. Ăla, da, într-adevăr și coupe, e altceva. Da, dar momentan seria 6 este un seria 5 făcut hatchback. Da, cam așa. Ca a 7-le. Da. Bun, pentru alte detalii o să le las eu acolo datele tale, să ia legătura cu tine și să își ceară detalii dacă e nevoie. Îți mulțumim și ne vedem la alte episoade. Salut! Mulțumesc, salut, Luțu!